vor avea loc mari schimbări în Sudan. Membrii Comisiei Statelor Unite pentru Drepturile Religioase Internaționale s-au întâlnit recent cu noul prim-ministru al țării și cu alte oficialități. Comisarul Johnny Moore a spus echipei de știri CBN că noul guvern a finalizat o declarație constituțională care nu mai consideră islamul ca fiind sursa primară a legii. Noul guvern a înlocuit legi care au autorizat forțele de securitate să aplice învățături religioase morale și urmează să schimbe legile referitoare la apostazie și blasfemie din codul penal. Aceasta este o schimbare semnificativă față de legile impuse de fostul dictator Omar al-Bashir. El a aplicat legi islamice și a persecutat creștinii și alte minorități religioase. Al-Bashir a fost înlăturat de la putere în urma unei lovituri de stat anul trecut. Moore a spus că aceștia sunt doar primii pași și a subliniat că mai este mult de lucru, deși Sudanul poate a devenit țara, citez, care a trecut prin cea mai semnificativă și uimitoare schimbare într-o perioadă foarte scurtă.